Bună seara, stimați telespectatori. Ca în fiecare zi de luni ne regăsim la emisiunea Realitatea Românească. Sunt Titi Sultan. Bună seara și îmi face o deosebită plăcere să ne regăsim la această emisiune. Am intitulat emisiunea de astăzi Dreptul la Identitate, pornind de la împrejurarea că ne aflăm în anul centenarului, se poartă și probabil că se vor purta foarte multe discuții în legătură cu drepturile cetățenilor români în străinătate. Mai mult decât atât, România este țara care acordă o largă protecție cetățenilor aparținând minorităților naționale în România. De asemenea, vom aborda în această seară și probleme legate de politica internă, contextul politic actual și, de ce nu, contextul politic internațional, având în vedere că președintele României, Klaus Iohannis, a avertizat că securitatea europeană este pusă în pericol datorită evenimentelor internaționale din ultima perioadă. Însă, referindu-ne în mod strict la titlul emisiunii noastre de astăzi, Dreptul la Identitate, pot să fac o scurtă trecere în revista dispozițiilor legitime, fundamentale, pe care le avem în momentul de față în privința reglementării acestui drept la identitate și, bineînțeles, a drepturilor care derivă din acesta în cadrul Constituției României, dar și a legilor organice care, practic, derivă de la legea fundamentală a statului român. Voi începe prin a spune că, atât timp cât în articolul 1, care se referă la statul român, România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Apoi, România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției României din 1989 și sunt garantate. Nu pot să nu, chiar dacă depășește puțin sfera titlului și abordării pe care vom avea astăzi, nu pot să nu discut despre faptul că România este organizată și funcționează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. Este foarte important pentru că în ultimul timp și de o perioadă, spun eu, destul de lungă, s-a tot discutat despre încălcarea acestui principiu a separației și echilibrului puterilor în sensul că anumite autorități au intervenit în modalitatea prin care alte autorități aveau competența de a-și îndeplini anumite obligații legale, bineînțeles. Însă, ceea ce este la fel, din punctul meu de vedere, foarte important, că, potrivit Constituției, articolul 1, care se referă la statul român, în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Indiferent că unii sau alții scot în evidență împrejurarea că, domne, sunt legi sau sunt dispoziții care ar contraveni sau nu sunt așa cum ar trebui să fie de natură să asigure cetățenul anumit nivel de trai. Totuși, ne expunem dispozițiilor în vigoare și suntem obligați cu toții să le respectăm. Revenind la dreptul la identitate. Articolul 4 se referă la unitatea poporului și egalitatea cetățenilor săi. Statul are ca fundament unitatea poporului și solidaritatea cetățenilor săi, spune alineatul 1, iar alineatul 2, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică sau origine socială. Privitor la dreptul la identitate, articolul 6 stipulează că România este acel stat în care protecția cetățenilor aparținând minorităților naționale este asigurată în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale care aparțin cetățenilor români. Mai mult decât atât, cetățenii aparținând minorităților naționale se bucură de protecția statului român pentru că sunt până la urmă în primul rând cetățeni români și trebuie să-și îndeplinească obligațiile cu bună credință fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți. În privința românilor din străinătate, care este reglementată la
articolul 7 din Constituție. Statul român sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierilor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului a cărui cetățeni sunt. În fine, cetățenii români aflați în străinătate, la articolul 17, deci aflați în străinătate, nu din străinătate, se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelora care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. Mai trebuie completat că cetățenii aparținând minorităților naționale sunt în România, sau se bucură în România, de o largă reglementare a protecției drepturilor și libertăților fundamentale, iar în momentul de față, chiar în cadrul instituțiilor europene, s-a evidențiat că România este unul din statele care acordă o amplă reglementare protecției drepturilor și libertăților cetățenilor aparținând minorităților naționale. Ca o consecință a acestei reglementări, nu pot să nu vă aduc în atenție și faptul că, potrivit articolului 62 din Constituție, care se referă la Parlamentul României, spune că cetățenii aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc un alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la un loc de deputat în condițiile legii electorale, dar cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați decât de o singură organizație. În fine, în anul 2003, prin modificarea constituțională, au fost introduse două articole deosebit de importante, și anume accesul la cultură, la cultură, articolul 33, adică acest drept la cultură nu poate fi îngrădit și este garantat în condițiile legii. Cetățenilor români li se acordă dreptul de a-și dezvolta spiritualitatea, de a promova valorile culturii naționale și universale în lume și de a promova valorile artistice atât pe plan intern cât și pe plan extern. Ținând cont de aceste reglementări, bineînțeles, mai putem vorbi și despre dreptul la ocrotirea sănătății, despre dreptul la un mediu sănătos, care la fel e deosebit de important, la fel adăugat prin modificarea constituțională. Vreau să putem discuta, după ce am făcut eu această trecere în revistă a principalelor reglementări constituționale, că în pragul centenarului România și autoritățile sale, în mod special, ar trebui să efectueze o amplă activitate de promovare a culturii naționale, a identității naționale, a valorilor spirituale ale cetățenilor români, pentru că numai așa putem transpune în practică și aduce la cunoștința altor entități, atât naționale cât și internaționale, faptul că România este un stat de drept democratic și social, așa cum am evidențiat-o la articolul 1 din Constituția României. Fără să mai, știu eu, mă suprapun în a monopoliza, eu știu, acest început de emisiune, îmi face o deosebită plăcere și cred că și dumneavoastră să îl readuc în fața dumneavoastră pe domnul deputat Nicolae Bacalbașa, un eminamente, om de cultură, scriitor, medic, profesor universitar, între 2012-2016 președintele Consiliului Județean Galați, 10 ani consilier județean, din 2016 deputat în Parlamentul României pe listele PSD, membru al Comisiei pentru Cultură, Mass Media și Identitate Națională în cadrul Parlamentului României. De asemenea, este membru al grupurilor de prietenie în cadrul GRUI, adică grupul român al Uniunii Interparlamentare în cadrul Parlamentului României, și aici vorbim de state precum Rusia, Lituania și Franța. Da. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Bine ați venit la noi în emisiune. Sper că împreună vom putea să dezvoltăm anumite aspecte care țin de identitate națională, dar și de anul centenarului, pentru că mai e puțin, vine luna mai, și românii încă nu știu prea multe despre, eu știu, activitățile care ar trebui să se deruleze nu numai la nivel național, ci internațional în legătură cu promovarea valorilor culturale României în lume. Dar înainte de asta, spuneți-mi ce ați mai făcut dumneavoastră în ultimul timp, pentru că sunt probabil vreo 2 luni, 3 luni de când nu ne-am mai văzut și
Vreau să mai spun ceva. Dintre toți parlamentarii pe care îi cunosc eu, sunteți poate singurul care vă bucurați de o mare credibilitate din partea cetățenilor. Sunteți un om extrem de plăcut. Mergeți pe jos sau cu mijloace de transport, autobuz, metrou, discutați cu oricine vă vă întreabă ceva, plecați la Galați cu trenul, dacă nu mă înșel. În special cu trenul. Deci sunteți un om obișnuit, un om care nu cred că a forțat mai mult împrejurarea de a se ridica pe un anumit parapet și de acolo să nu se coboare la, acel nivel de cultură care până la urmă v-a promovat în cadrul Parlamentului României, pentru că votul cetățenilor a fost covârșitor în favoarea dumneavoastră ca să puteți să vă manifestați în calitate de parlamentar, în speță deputat în Parlamentul României. Mă rog, în Parlamentul României cred că m-a propulsat activitatea mea timp de 40 de ani în Galați, în Spitalul Județean. Te apucă și groaza, 40 de ani, știi? Unde am căutat să mă comport așa ca să las loc de bună ziua și să fiu un om de omenie. Că, în fond, dacă nu-ți pasă de oameni, de ce naiba te faci doctor? Mai bine te faci cârciumar sau altceva, nu? Sunt tot felul de meserii. Deci, de la bun început, în aceste domenii care sunt vocaționale, doctor, preot, ar trebui să se orienteze oameni care chiar au o oareșcare chemare pentru o asemenea activitate. Și o asemenea activitate, dacă o desfășori la modul cinstit, la modul onest, sigur că îți creează o relație de încredere cu oamenii. Deci, la ora actuală, situația mea politică este rezultatul acestei încrederi pe care au oamenii. Unu ca medic sau doi? Deci, în ce scuze că vă întreb, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați, pentru că în 2012-2016 ați îndeplinit funcția de președinte al Consiliului Județean. Ca președinte de Consiliu Județean, mai mult ca medic, și nu cred că un președinte de Consiliu Județean are o notorietate ieșită din comun. Oamenii, de regulă, în general, oamenii în general privesc cu suspiciune autoritățile. Exact. Ori pe mine mă știau, în primul rând, că nu slichea. Deci, ca un om să te voteze, sigur, trebuie să aibă o încredere în capacitatea ta, hai să zicem intelectuală, dar în primul rând în capacitatea morală. Dom'le, să nu fii derbedeu și să nu fii lichea, pentru că bieții oameni s-au prăjit de foarte, foarte multe ori cu tot felul de oameni pe care i-au trimis la înaintare și ăia ori au pactizat cu dușmanul, ori s-au culcat să tragă un pui de somn în prima linie a luptei pentru interesele omului necăjit. Pentru că, să fim foarte clari, oamenii în această țară sunt necăjiți. România centenarului este, de fapt, o Românie care și-a căpătat teritoriile în majoritatea lor locuite de conaționali, nu toate, nu? Da. Că mai avem teritorii pe teritoriul actual al Ungariei cu conaționali, pe teritoriul actual al Serbiei, nu? Valea Timocului, în Voievodina, și care nu se bucură de drepturile de care se bucură, de exemplu, sârbii nativi în țara noastră, dar pe lângă aceasta, în anul centenarului, suntem stăpâni peste o țară care nu mai este a noastră. Deci, practic, deținem cetățenia, iar toate bogățiile solului, subsolului și tot ce vrei, tot ce mișcă în țara asta, râul Ramu, este a altora.
celebru da. Economist Ilie Șerbănescu vorbea de un sistem colonial european în care omul alb este supus unor puteri coloniale străine în brațele drăgăstoase a unei asociații voluntare. Îmi permis Bine. Să revin la anul 2016. Ce v-a determinat sau, eu știu, ați crezut că atunci când veți dobândi calitatea de parlamentar, de deputat în speță, în Parlamentul României, veți putea face mai mult pentru cetățenii din zona pe care o reprezentați sau v-ați gândit că potrivit dispozițiilor legilor statului român, un parlamentar, chiar dacă este ales în cadrul unei circumscripții electorale, el reprezintă atunci întregul popor în Parlament și nu numai circumscripția electorală din care a făcut parte. Ce va determina totuși să, eu știu, să credeți că în calitate de parlamentar veți putea face mai mult pentru cetățenii dumneavoastră, pentru cetățenii României, dacă vorbim la general. Iar acum pot să vă întreb și, pentru că ne aflăm în pregătiri pentru aniversarea centenarului, pregătiri care nu știu dacă au vreo finalitate până în momentul acesta. Faceți parte din Comisia pentru Cultură și bănuiesc că în cadrul acestei comisii ați adresat întrebări, interpelări celor de la Ministerul Culturii, de la Ministerul Afacerilor Externe, care au atribuții în organizarea centenarului. Dacă puteți să ne răspundeți în momentul de față, în ce stadiu ne aflăm și dacă sunt perspective pentru ca acest centenar al României să fie într-adevăr sărbătorit ca o sărbătoare pentru împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Deci mi-ați spus, de fapt, da, un șir da, de un întrebări. Da, un șir de întrebări ca să nu... Ca Dar să vă în legătură cu prima întrebare. Da. Sigur că eu nu sunt un idiot ca să fac iluzii și să cred că tot ce scrie în carte, chiar dacă cartea se numește Constituție, este perfect realizabil. Poporul spunea încă de pe vremurile, de pe timpurile fostului regim, legea e în carte, cartea e în jantă, janta e la mine. Numai că ăla care ținea janta nu era poporul. E, acum, janta asta, de fapt, o țin alții pentru că momentul care îl trăim este momentul luptei între Constituție și o serie întreagă de practici din justiție, din alte sectoare de forță ale administrației naționale, unde, de exemplu, prin protocoale se încalcă la modul flagrant, această carte numită Constituție și unde, iarăși, cu încălcarea brutală a oricăror norme diplomatice și a tuturor uzanțelor și legilor în vigoare, reprezentanți diplomatici a unei țări străine intervin cu brutalitate în treburi care în mod normal nu ar trebui să îi privească. Deci noi trebuie să vedem centenarul în această realitate. Pe de altă parte, eu am o experiență personală nefericită legată de Parlamentul României. Bunicul meu, tot Nicolae Bacalbașa Dobrovici, care era parlamentar al Basarabiei Unite cu România, a fost senator în două mandate, da. Mandate. În 40 l-au capturat securitatea sovietică și l-a lichidat ca naționalist român. El ne fiind naționalist român, fiind ca și mine un om care la un moment dat a fost pus în situația să se implice sau că au făcut chiar presiune asupra lui, el fiind unul din puținii proprietari importanți de pământ români din Basarabia. E, chestia asta l-a costat viața și fiind un om extrem de corect. Am înțeles că, de fapt, când intri într-o asemenea demnitate și când cauți să fii atât cât se poate, repet, atât cât se poate corect, deranjezi o grămadă de lume și poți
să cazi victimă total nevinovată a ce se numește conjuncturile istoriei, ca să fim eufemistici, că nu ne permitem altfel, știi? Da. Nu e bine. Da. Nu se recomandă. În ceea ce privește centenarul, sigur că aici trebuie să vedem ce înțelegem noi, ce înțelegem noi prin sărbătorirea centenarului. S-a făcut un scandal monstruos și s-a dat o grămadă de bani ca la Alba Iulia să facă o cruce de 100 de metri. Da. Din punctul meu de vedere... Pentru că ai domnul Roman este... în Parlament a făcut greva foamei. Da, e un tip care pentru mine nu pot spune că îmi provoacă greață, că e coleg. Da. Mie colegii nu-mi provoacă greață. Da, sau chiar dacă mi-ar provoca greață, nu o recunosc. Da. Înțelegi? Nu e un termen dar diplomatic. Dar care, sigur, e un grevist al foamei de 30 de minute, o big mouth, așa, o gură mare și așa mai departe. Și, după părerea mea, o cruce de asta de 100 de metri este un chici nefericit. Da? Asta este. Deci, de exemplu, pentru mine, mult mai important, ar fi ca până atunci să ridicăm un monument pentru Pământec, așa cum există crucea de la Caraiman, care este realmente o cruce bine plasată, care e făcută din traversele căii ferate din Amitate de pe Valea Prahovei, nu știu dacă știați. Pentru cei care au murit cu arma în mână luptând împotriva comunismului și care sub diverse pretexte, această lege a fost permanent scoasă din momentul votării. Deci, eu unul, indiferent cărei fracțiuni politice aparțin în primul rând poporului român, am trăit acele vremuri și pentru mine ar fi mult mai important decât crucea asta, n-aș zice de neam prost, dar în tot cazul, de un gust artistic discutabil și ușor în cadrul construcțiilor megalomane, știi? Da. Că crucea aia imensă pe Caraiman e imensă, că e pe Caraiman și se vede din vale. Exact. Să fim clari. Da, da, da. În fine. Deci, pentru mine, știi, cum a spus Iisus Hristos, munca e o rugăciune. Deci, o serie întreagă de aspecte concrete care ar ușura existența poporului român, nu e important pentru mine, de exemplu, Catedrala Neamului. Eu nu vibrez. Nici pentru când mine, văd, sincer, în schimb, Biserica Bucur, pe malul Dâmboviței, chiar așa cum e strivită între construcțiile alea imense, blocuri, simt mândria de a fi român. Deci, de la bun început, trebuie să fim foarte, foarte atenți ce înseamnă această aniversare și s-au propus câteva mii de măsuri, unele dintre ele extrem de exotice, eu știu, concurs de fotbal între trei comune, și miniștrii care s-au schimbat, de fapt, au fost puși în fața unor realități extrem de discutabile. Da. Pe de altă parte, orice vrea să faci în țara asta, apropo de funcția administrativă care am deținut-o la un nivel de județ, totul este făcut ca să fie împotriva ta și bunele tale intenții să se aleagă praful. Deci există o structură care este numită Valul lui Traian. De fapt este secolul 4 după Hristos, care înconjoară nordul Galațiului, se sprijină pe Siret Prut și merge mai departe în Basarabia, care e drumul militar de 2000 de ani a tuturor invaziilor, tot ce vrei, și care am încercat 4 ani cât am fost președinte de Consiliu Județean cu ban acceptat, cu finanțare, cu tot, ca să iau 100 de metri linear să pun sub protecție. Nici până în ziua de azi nu am reușit, datorită legilor, datorită
sistemului greoi împiedicat, de verificare a tuturor investițiilor și care, la un moment dat, nu știi dacă este o încercare de a stârpi hoția sau o încercare de a stârpi investițiile în România. Că încep să te întrebi foarte diferit. Adică de ce în Germania se poate și în, care să zicem, este fratele nostru mai mare sau sora noastră mai mare, sexul aici este incert, știi? Da. În cadrul Uniunii Europene și în România nu se poate și vin unii și contestă și vine după aia un organ de control și tot ce zice el și vine Ani și îți spune că ai întors capul la dreapta și trebuia să-l întorci la stânga. Vorbesc de oamenii cinstiți. Sigur că îi depuși pe furat, sunt îi depuși pe furat și trebuie beliți. Dar eu vorbesc de oamenii cinstiți. Deci, e foarte greu de văzut ce anume ar trebui noi să facem. Ca un eveniment important legat de centenar, eu personal, deci vorbesc în nume personal, văd alegerea la Academia Română ca președinte a domnului Aurel Pop, care e un istoric serios și care a scris lucruri fundamentale despre istoria Transilvaniei și despre centenar, ca adjunct, ca vicepreședinte a domnului academician Spinei, care iarăși este un istoric extrem de valoros. Deci, într-un fel, reușim să dăm Academiei Române sensul inițial pe care l-a avut această instituție în momentul fondării sale. Pe de altă parte, în relațiile cu minoritățile naționale. Deci să fie foarte clar. Da. Numai că discutăm și despre acest subiect după un scurt moment de publicitate și revenim. Am revenit în studio, stimați telespectatori, după un scurt moment de publicitate. În privința dreptului la identitate, am o singură remarcă de făcut, și anume că în Constituție, articolul 6, măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale, trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare raport cu ceilalți cetățeni români. Mai mult decât atât, dacă pornim de la un principiu fundamental și anume egalitatea în drepturi, așa cum este el reglementat în articolul 16, cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege, funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare pot fi ocupate în condițiile legii de persoane care au cetățenia română și domiciliu în țară, în condițiile aderării României la Uniunea Europeană. Statul garantează egalitatea de șanse între bărbați și femei pentru exercitarea acestor funcții și demnități. Însă, mergem mai departe cu ceea ce domnul deputat Nicolae Bacalbaș aș propusese să ne explice înainte de pauză, și anume despre dreptul la identitate și, de ce nu, protecția cetățenilor aparținând unităților naționale, dacă e cazul, pentru că în prag de centenar, probabil că, și aici mă refer la cetățenii aparținând unităților naționale, care văd sau nu prea văd cu ochi buni implicarea statului român în astfel de acțiuni care să ducă la creșterea și promovarea pe plan intern și extern într-o măsură mult mai amplă a valorilor culturale, spirituale, a valorilor artistice românești în țară, cât și în străinătate, în mod special în străinătate. Dom'le, în ceea ce privește relația cu minoritățile, sigur că dacă există o problemă
și ea există și trebuie să o spunem deschis, sigur, este iredentismul maghiar. Corect. În sensul că ungurii, după ce au fost supuși ai austriecilor, au reușit ca în mijlocul secolului XIX să treacă la un imperiu bicefal, la un vultur cu două capete, unul din capetele vulturului fiind unguresc. Și, de fapt, împărăteasa Sisi, frumoasa împărăteasă, nevasta lui Franz Iosef de la Viena, da, mult mai tânără ca el, într-o relație excelentă cu primul ministru maghiar Andrasi și cu cel care guverna Ungaria, încât era și acum când te duci pe defileu, vezi vechea bornă de frontieră cu Austro-Ungaria și pe ea scrie Sisi, numele împărătesei. Sigur că în 1848, când ungurii s-au răsculat, mă rog, mișcare masonică, evidentă, în toată Europa, și au vrut să obțină independența, pe români i-au luat tot ca națiune tolerată, cu religie tolerată, și, de fapt, românii au rămas credincioși Austriei. S-a produs atunci un masacru condus de către maiorul ungur Hatvani în Munții Apuseni, când au fost arse sate și omorâți vreo 40.000 de oameni, în special femei, copii, sigur că și bărbați, dar pe ce puneau ăia mâna oamenii lui Hatvani erau cei fără apărare. Dacă vrei, Holocaust la dimensiunile României de atunci, care avea o populație de 12 milioane. În toată puterea cuvântului. Sigur că la ora actuală, cei care s-au ocupat și au organizat această omorâre în masa cetățenilor români vor ca generalii care au fost condamnați la moarte și executați de armata imperială rusă, care a făcut o leacă de ordine, pe la Arad, să ducă într-un parc al reconcilierii, într-un parc al reconcilierii, statuile celor 8 generali. Sigur, tare aș vrea să văd și eu un parc al reconcilierii la Ierusalim, unde evreii să pună statuia lui Hitler. Nu? E aproape o obrăznicie să spui chestia asta, dar nu e o obrăznicie să vorbești și aproape să impui ca să ridici statuile asasinilor în masă a populației din satele Munților Apuseni? Întrebare. Bun. Asta pe de o parte. Și sigur că după această revoluție au reușit Imperiul bicefal. Practic, acest partea ungurească, ungurii au fost totdeauna o populație minoritară, cu natalitate mică, cu o rată de sinucidere dublă față de ceilalți europeni. Genetic se pare că se explică, nu e un lucru care să fie de rău despre ei. Și care au oferit orice celor care, ca și în Imperiul Otoman, te turceai și obțineai toate gradele posibile. Deci nu era discriminare în momentul în care treceai la mahomedaniști, te turceai. La fel, cei care au trecut la o identitate maghiară aveau toate porțile deschise, iar cei care n-au trecut în istoria Transilvaniei și-au pierdut românii rangul nobiliar, și-au pierdut dreptul de posesie a pământului și au fost practic distruși, fizic și social.
După care a venit din partea Habsburgilor, cu binecuvântare maghiară, domnul general Habsburgic, care a tras cutunul pe la 1700 în toate mănăstirile și bisericile ortodoxe. Și așa a apărut greco-catolicismul, care sigur că a fost un pas important în identitatea noastră culturală, în menținerea ei. Școala ardeleană este o realizare enormă. Știm. Dar școala ardeleană, la începutul ei, a fost dărâmarea bisericilor ortodoxe cu tunul. Ia, duceți-vă la sâmbătă și vedeți biserica inițială care a fost tot așa rasă. Ei, asta este o relație care nu putem să o ignorăm. Totuși, după ce au pierdut Croația, care era o colonie maghiară, da. Slovacia, colonie maghiară, da. Transilvania, tot colonie maghiară, unde românii erau mizera plebs contribuens, au încercat cu ajutorul lui Lenin, cu ajutorul tovarășului Bela Con, da. Un băiețaș din Oradea, care era un fel de ziarist, hoț, l-au dat afară din ziaristică, că l-au prins furând, după aia a ajuns prizonier la ruși, de la ruși a luat o sumă imensă de bani de la, de la sovietici ca să organizeze acea golănie sângeroasă numită Revoluția Bolșevică Maghiară și, de fapt, toți ungurii au fost fericiți când au intrat românii și au stăvilit pe acești bandiți religioși. Vreau să spun că armata română a intrat în Ungaria și în apărarea teritoriului transilvanean împotriva ceea ce a decis Franța și Anglia, care vedeau, și mai ales americanii, care vedeau o manifestare a democrației în domnul Bela Kun. Pentru că, sigur că foarte importanți banchieri din America erau, hai să zicem, consângeni cu domnul Bela Kun și vedeau cu simpatie ce se întâmplă. Regele Ferdinand n-a dat voie ca timp de 2 luni cât am fost cu trupele acolo să dăm steagul jos de pe Parlament. Dar, în schimb, un oltean care se și cunoaște, a cărui identitate e cunoscută, s-a cățărat până sus și lângă steagul maghiar a pus o pinca țărănească a românilor care, de fapt, au fost sclavii acestor, să zicem, turiști prin culoarul de stepă dintre Marea Galbenă și Marea Neagră, care s-au oprit în întinsul Panoniei, că în secolul X veniseră cuceritori. În secolul X se ruga creștinul din Europa: Doamne, ajută-ne și oprește-i pe unguri și pe normanzi. E, uite că și ungurii au luat-o atunci. După aia s-au stabilit și în anul 1000 s-au creștinat. Sigur că catolicismul le-a adus o ofertă culturală reală și pot spune că acum colegii mei din Parlament sunt niște scule ultra performante în materie de jurisprudență, de creație legislativă și reprezintă extrem de bine interesele acestei populații maghiare. Unul dintre cei mai performanți e un actor, domnul Marton. Da. Care... Însă vă întreb altceva. Ei, în 2003 s-a modificat Constituția, mă refer la dreptul de proprietate, în care cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, în România vorbesc, în condițiile aderării României la Uniunea Europeană sau pe bază de moștenire. S-a discutat foarte mult
și despre împrejurarea că în Transilvania foarte multe terenuri pe bază de titlu de proprietate sunt deținute în momentul de față de cetățeni maghiari. Este și, adică s-ar putea în momentul de față, din punct de vedere parlamentar, din punct de vedere, eu știu, al reglementărilor privind protecția drepturilor și minorităților naționale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, pentru că nu putem să nu ne raportăm și la acele dispoziții. Deci, avem un articol constituțional, articolul 20. După părerea mea, ce s-a făcut în 2003 a fost o greșeală, dacă nu o trădare de patrie. Dar putem pentru că trebuie modificată Constituția. Pentru clar. Că da, pentru că în celelalte țări a Uniunii Europene a poseda pământul de către străini presupune o serie întreagă de restricții care sunt făcute pentru a apăra interesul acelor țări și a nu transforma sursa de hrană a populației în un element de speculație financiară. La noi, din păcate, acest lucru nu s-a petrecut. În Ardeal, însă, o situație cu totul diferită este legată de ce s-a întâmplat cu Marea Unire. La Marea Unire, exact, aici noi trebuie să ajungem. Am oferit tuturor cetățenilor, salariați ai Imperiului Austro-Ungar, care au optat să rămână în România Mare pensie, da, și mai mult, celor care au vrut să plece, li s-a răscumpărat terenul și li s-au dat parale serioase, care a costat un efort uriaș România. Ce se întâmplă însă? În 39-40, Hitler impune pactul de la Viena cu Mussolini, care nu ne-a ajutat prea mult, deși și el, cum se spun, da, latin. Benito, și da, Benito Mussolini. Practic a fost așa numitul Ardeal de Nord-Vest, dar de fapt un imens deget care străbătea, gros degetul, care străbătea toată Transilvania și se oprea la câțiva kilometri de zona petroliferă. Și care a fost impus de marele stat major german, care avea trupe acolo, care era în relații cu Morozov, pe care, vreau să spun, criminal care a fost împușcat în închisoarea Jilava, pentru că nu vroiau să-l judece autoritățile, de către autoritățile în curs o parte legionari pentru crimele făcute, dar pe care vroia să-l lichideze și Antonescu. Dar primise de la șeful spionajului, amiralul Canaris, un semnal că se dorește salvarea lui Morozov, care îi servise țapăn pe nemți, apropo de deștul ăsta teritorial în teritoriul României, unde pregătise totul. Petrolul românesc în al doilea război mondial a fost esențial. Dar când s-au retras 40-44 după această ocupație, au umflat și arhivele. Și toate aceste răscumpărări, noi nu le-am mai avut documente. După care ăștia au zis, care răscumpărări? N-am primit niciun fel de răscumpărare. Și pe baza unei, hai să zicem, mafii ardelene, s-au redat înapoi grofilor pământ care a fusese cumpărat de statul român. Deci vreau să spun că retrocedările în România, sigur că putem vorbi cât de largă trebuia să fie retrocedarea, păspinarea acestui popor greu încercat. Dar lăsând la o parte că în alte părți, de exemplu la cehi, s-a făcut în limita unei sume și la modul modest. Nu înțeleg de ce, de exemplu, familia regală să ia mii de hectare de pădure. Nu înțeleg, zeci de mii. Nu înțeleg. Dar lăsând la o parte chestia asta, au fost niște excrocherii atât de mari,
încât când au fost depistate, s-a zis că nu e political correct. Adică nu e bine, tovarăș sau domnilor, că s-a înlocuit tovarăș cu domnilor, să-i supărăm pe ăștia, chiar dacă au exagerat puțin, că i-au exagerat din bune intenții patriotice maghiare. Și lucrurile, este și acum un sat întreg care a fost retrocedat cu case, cu tot, cu biserică, pe acte false. Deci ce s-a întâmplat în justiția noastră, ci ce s-a întâmplat în Ardeal, sigur, sărbătorim centenarul, dar cum? După părerea mea, decât să faci crucea aia, nu vreau, nu zic că de neam prost, da. Că nu-i de neam prost, da. Dar pot să zic că este excesivă, nu? Exagerată. Exagerată. Mai bine rezolvi problema țăranului, pentru că icoana acestei nații nu e idoli la care se închin cruci de piatră la Alba Iulia, ci situația fiecărui om din țară. Da. Domnule deputat, sărbătoria centenarului nu presupune numai, știu eu, crearea de monumente. Presupune manifestări artistice în țară și în străinătate în care să fie promovată cultura națională. Presupune organizarea de expoziții, presupune, știu eu, orice altă gamă care ar putea conduce la promovarea culturii naționale a României în lume și, bineînțeles, de a aduce la cunoștința tuturor. Ce înseamnă tuturor cultură națională? Exact. Uite, aici nu să uit, eu unul, care da? Nu puteam să mă manifest când vedeam ce se întâmpla cu Institutul Cultural Român, da, în eu timpul sinistrului Patapievici, băiat de agent NKVD, care a contribuit la arestarea Tasu, bătrânul Patapievici, agent NKVD, la arestarea celor de la Banca Națională, când nu au aplicat întru totul instrucțiunile de la Moscova, care lăsau pe fiecare român cu fundul gol, deci ca românii să vândă tot și să obțină hârtii care după aia să dispară, cu stabilizare. Ei, pe vremea lui Patapievici, poneiul roz cu svastică și tot felul de tâmpenii și de chestii profund discutabile. Și asta cu, încerc, scuze, ca fapt divers. Știu că acum nu mult timp, dumneavoastră ați explicat o situație absolut uimitoare, pot să spun eu, care se putea transforma până la urmă într-o tragedie pentru dumneavoastră, când afla la Bangkok, aflat într-o anumită stare euferică la Bangkok, ați riscat... Cum eram beat la Bangkok? Spuneți-mi cum s-a întâmplat, ca să mai... dacă se poate, vă rog. Dom'le, asta e... În ce context? Erați tânăr? Câți ani aveați? Ce s-a întâmplat? Eram de vârstă medie. De ce v-ați dus acolo și ce s-a întâmplat? Și eu reușisem să organizez și eram înnebunit să călătoresc. Da. Și fiind puțin anesteziști în țară, eu în timp, în concedii... Cam prin ce an vorbim că se întâmpla acest eveniment? Începutul anilor 80. 80. Deci... Dădeam anestezie. Acum 48 de ani. Nu. Nu. 80? Cam 48 de ani. Începutul. 20, 38. 38 85. Da. Deci... 38, da. 35 de ani. Da. Vă rog. Dădeam anestezie la Spitalul Port din Constanța, unde era un prieten de-al meu anestezist. Erau vreo 100 și ceva de anesteziști în toată România. Era încă o specialitate nouă și în rest plecam detașat ca medic de bord pe nave comerciale. Și nu mă interesa Europa, că Europa nu m-a interesat niciodată. Vroiam Indonezia, litoralul indian, Thailanda și am ajuns la Bangkok. Thailanda. Da, bun. În Thailanda. Doamne, în Thailanda veneau fetele la bord. Era unul din porturile unde era admis și se practica. Dat fiindcă există 37 de boli cu transmitere sexuală și nefiind eu un atlet sexual înnebunit,
să-mi asum riscuri în ciuda tuturor situate. Da, expus la o boală venerică, normal. Păi după aia îi tratam, da, nu? Da. Pe toți ăștia exact. Săraci. Știu cum era și unele erau destul de greu de tratat. Dom'le, m-am încuiat în cabină. Acum, ce e un vapor? E o cușcă metalică pe o cutie metalică imensă plină cu marfă, știi? Cușca metalică, în schimb, se numește poetic castel. Și eu stăteam la penultimul etaj, sus la cucurigul, la ultimul etaj, era comandantul. Doctorul era la penultimul etaj cu șeful mecanic, care era un fel de adjunct, și cu secundul. Domnule, și nu băusem de 3 săptămâni, că am zis că, domnule, în voiaj nu beau. Puteai să pleci cu alcool. Eram un amator de băuturi, știi? Nu băusem și stăteam liniștit. Pac, 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 pac. Vă cheamă domnul comandant. Pentru că venise la domnul comandant polițistul portului, da, și ăsta avea nevoie de cineva care să-l țină de vorbă. Să stăm de vorbă. E, mai ales că vindeau unii niște vapoare de-astea artizanale făcute modele de nave și ei vreau și ei ciubucul lor și nu s-au înțeles cât să dea polițiștilor. E, și m-am dus pe masă o sticlă de whisky bună. O sticlă de whisky bun. Numai că ce a pus nefericitul ăla de comandant? Dom'le, a fost un coniac 3 stele. Coniacul 3 stele, mai bine bei o travă de șobolani. Deci nu era whisky, nu era coniac. Era coniac, dar sticla era de whisky, știi? Da. Dar, cum să spun eu, mai bine bei, dracu, o travă de șobolani decât porcăria aia. Și totuși ați băut. Și zdrang, zdrang, câte puțin. Până când m-am făcut, evident, praf. S-a făcut și polițaiul. Polițaiul avea legat cu o sfoară de brâu un revolver, adică de la cu butoiaș. Da. Ei, de aici... Cu câte gloanțe în el? Cât avea? 6? Nu știu, vreo... spre 10, așa. Între 6 și 10, nu mai țin minte. Da. Dar rotund, așa, știi, oval. Dâg, dâg. Am dat eu cu deștiu, nu știu ce. După care, la un moment dat, beat mort, am pus mâna pe aia și a zis că fac riulet rius. Acum... Pentru ce? Adică avea ceva să vă reproșeați? Nu, eram bet. Pentru asta doar? Dom'le, ai fost bet? Da, dar ați riscat, v-ați pus viața în pericol totuși. Nu, domne, eu nu știam ce mai fac, Naibi. Să vezi că, de fapt, am făcut o chestie mult mai riscantă. M-am apucat să mănânc rahat despre Neanicu și Coana Leana. Că după aia nu mai țineam minte cine a fost acolo. Că nu mai țineam minte. Se rupsese filmul, dar mi-am dat seama că am vorbit. Și am și spus lucruri neadevărate. Că aia, Coana Leana vindea semințe în Gara de Nord și că a fost prostituată, ceea ce nu e adevărat și nici vorbă, știi? Că ăla a fost cizmar, în fine. Acum îmi pare rău și chiar față de Nea Nicu am remușcări că a făcut pentru țara asta ceva. Destule. Da. Știi? Da. Bun. Avem și eu ofticele mele. Da. Și beat, nu-i bine să bei. E dezastruos. Dom'le, marea problemă a fost pe lângă chestia aia că mi-a smuls ăla pistolul și a scos repede cartușele și după aia m-a lăsat să învârț. Da, a stras. Nu, n-am apucat. Deci, nu, când era gol. Când era gol, mai era conștient că e gol, că nu mai sunt cartușe pe țeavă? Dom'le, nu știu, eram tare băut. Înțelegi? Dar ăla era el beat, dar nu chiar atât de tare. Ei, dar în schimb vorbisem și mă gândeam ce fac acum. Dacă ne opream undeva, cred că rămâneam de frică. Dar așa am trecut când ne-am înapoiat via Indonezia direct prin Bosfor. Băi, în Bosfor, ca să sări în apă. Să mă, era teamă să veniți în România, era că bună... cineva va spune ceea ce dumneavoastră ați destenuit. Erau turnători pe vapor. Orice vapor avea turnătorii lui. Dar nu știam cine dracu a fost. Și am zis, dacă în primele 3 zile nu mă umfl... Deci puteai să înjuri ce vrei comunismul, dar să nu te iei de el și de ea. Da. Deși sunt profund. Da. Și riscam să plătesc gros. Da? Uite că și ăia de-au fost acolo... Da, a fost gândit. Da. Mulțumesc mult. Revenim după un scurt moment de publicitate și abordăm celelalte teme pe care ne-am propus la începutul emisiunii.
Am revenit pentru ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori, și vreau să spun că dreptul la identitate etnică, culturală, lingvistică și religioasă, accesul la cultură, la valorile spiritualității naționale, la dezvoltarea artei, la promovarea valorilor artistice românești în țară și în străinătate. Pentru aceste valori, contemporanii noștri și-au dat viața, dacă pot spune așa, pentru că ei au luptat pentru un ideal, Marea Unire de la 1918. Din păcate, în credința că vom putea face o Românie prosperă, o Românie independentă, o Românie suverană, care să nu depindă de, știu eu, conjunctura politică internațională, de marile puteri, de modul de împărțire a implicării anumitor state în viața economică, în viața culturală, în viața, știu eu, securității internaționale. Și de aceea îl rog pe domnul deputat Nicolae Bacalbașa, ca un foarte bun cunoscător al istoriei poporului român, al perioadei din primul război mondial, care a dus până la urmă la crearea tuturor condițiilor pentru făptuirea Marii Uniri. Vă rog, domnule deputat, fiindcă sunt convins că ceea ce ne veți spune este foarte important, foarte util, iar telespectatorii vor asculta cu mare atenție ceea ce dumneavoastră aveți de spus în legătură cu lupta poporului român pentru unitate națională, spirituală și culturală. Deci, dacă există un roman celebru, s-a făcut și un film, Alegerea Sofiei, în care o mamă cu doi copii ajunsă într-un lagăr are de ales de a hrăni un singur copil, pentru că dacă îi hrănește pe amândoi, mor amândoi de foame, și atunci trebuie să aleagă care va fi supraviețuitorul și care va fi sacrificatul. Ei, Alegerea Sofiei a fost situația concretă în care s-a aflat România, care avea teritorii locuite de români în Transilvania, Bucovina, Crișana și în zona Maramureșului, în condițiile în care acolo stăpâneau Imperiul Austro-Ungar, iar pe de altă parte i se răpise de către ruși Basarabia, unde erau iar vreo 3 milioane de oameni. Cum să te orientezi? Acest război a fost inițiat de către împăratul german, care era ferm hotărât să atace pentru dominație mondială și care avea toate premizele să câștige acest război. De fapt, l-a pierdut la modul neașteptat și prostește. Noi, din 1883, aveam un tratat secret, dar defensiv, care ne obliga ca dacă era atacată Austro-Ungaria sau Germania, să intrăm. Da. Și a avut loc un consiliu de coroană în 16, în care, la începutul războiului, deci vorbim de primul consiliu de coroană, în care s-a, în 14, să vedem ce facem, când a început războiul. Și regele era Carol, ferm hotărât să intrăm de partea Germaniei, și pentru că era un neamț cu sentimente pentru Germania, și pentru că era ferm convins că Germania va fi învingătoare. Numai că el a căutat să profite. Consiliul de Coroană s-a desfășurat în limba franceză, că ăștia toți, oameni culți, știau și franceză. Carol I era jumate francez și germană, că erau de cultură germană, mulți cu studii la Viena. S-a hotărât franceza pentru că era o limbă mai nuanțată pentru diplomație, și în care Carol a făcut pe prostul și a lăsat pe cei care vroiau să aștepte. De ce? Pentru că urma să atace Germania în vest, să ocupe Franța,
prin cerebru Pran Schlieffen, care funcționase în timpul războiului din 1870, când a căzut Imperiul francez, cel al lui Napoleon al III-lea, și a apărut Republica franceză din nou. 1889, da. Da. Și după aceea le era frică că, fiind ocupate trupele în partea aia, vin rușii și ne ocupă. Și atunci Carol I a zis: domnule, stăm. Da? Viclean și prudent. Da. Numai că s-a produs o chestie nemaipomenită și neașteptată. Comandantul trupelor germanei, care e înmormântat, care au atacat Franța, care e înmormântat pe teritoriul nostru, în România, von Moltke, nepotul celebrului Moltke, care îi bătuse pe franțuși în 1870, a fost un incapabil pus acolo datorită numelui de familie și autorității morale a unchiului său. Și von Moltke a fost incapabil să aplice planul Schlieffen. Și atunci n-au cucerit Parisul, n-au ajuns până la mare, n-au făcut, și s-a ajuns la un război de tranșee care a durat 4 ani. Pe acea celebru tocător de carne umană care a fost linia de tranșee din Franța. Între timp, rușii au avut mari succese și posibil că ar fi învins, numai că au fost un corp care mergea în dreapta lacurilor mazuriene, un corp în stânga lacurilor mazuriene, iar comandanții celor două corpuri se urau profund de când erau colonei pe vremea războiului ruso-japonez din 1905. Așa încât nemții au oprit ofensiva rusească, care risca să fie mortală. E, după chestia asta, s-a schimbat în mod neașteptat și uluitor situația strategică. Ei, după 4 luni a murit Carol I. Carol I a murit asasinat. Se pare că cea care a comandat a fost Regina Maria, care era fată de duce englez și fata fiicei lui Alexandru, împăratului rus Alexandru al II-lea, care sigur ținea și cu Anglia în primul rând, care a fost cea mai mare beneficiară a primului război mondial pe seama altora, ținea și cu rușii și a ținut și cu România, cu dovadă că pacea s-a făcut prin două chestii. Prin Regina Maria și relațiile ei și prin masonerie, unde am intrat masiv via Vaida Voievod și am pupat masoneria franceză, în special din jurnaliști, care, zicând că face o filială la noi, ne-a ajutat. Încă o dată, toate realizările românești s-au făcut cu morți. A murit, putem lua și Mihai Viteazu, putem lua Tudor Vladimirescu, sufocat cu perna Carol I, pentru că asta o spune fiul său din Flori, care a fost mare etnograf român, primul director al Muzeului Țăranului Român, și care mai târziu, când s-a luat și de Carol al II-lea, Carol, toți spuneau: de ce nu-l reprim? Zice: cum să-l arestez pe unchiul meu? Deci, da, memoriile lui Țigara s-a murcat și e descris foarte bine asasinarea cu perna a lui Carol. Ei, dar după aia am hotărât totuși să optăm pentru recuperarea celor din nord și din vest, lăsând Basarabia. Numai că rușii nu ne-au lăsat să intrăm în niciun caz în momentul oportun și la un moment dat ne-au spus, ne-au forțat să intrăm într-un moment total inoportun, de fapt ca să plătim cu sânge înfrângerile din Franța. Pe de o parte era Verdunul, se pare că noi am salvat cu sânge românesc Verdunul, pentru că noi suntem al doilea
perdant în oameni în primul război mondial după Franța. Franța a pierdut 3,3% din populație, noi am pierdut 3%. Enorm. Bun. Și rușii de ce ne-au băgat? Rușii aveau atunci pe ca prim-ministru un neamț, von Witte, care ce s-a gândit? Ca noi să fim învinși, nemții să, rușii să facă o pace cu nemții, nemții să aibă un cadou și să împartă România între Austria, care primea Oltenia și țara românească, luau Dobrogea bulgarii, iar rușii luau Moldova până la Carpați. Și în schimb, Bucovina, care era, o rămânea la austrieci, care primeau în plus și partea din Polonia, pe care o stăpâneau cu Varșovia, cu tot rușii. Numai că pe vremea aia nu exista stat polonez. Numai că țarul Nicolae al II-lea, care era slab, bețiv, depresiv, trăgea de dimineață, bea vodcă și trăgea după ciori, pușca, și care era un om total inapt. El a venit tânăr prin moartea neașteptată printr-o boală de rinichi a lui tatăl său, Alexandru al III-lea, la putere. Era plin de bune intenții, inclusiv față de muncitorime și față de oamenii săraci, dar lipsit de voință, sub influența nevestei sale, nemțoaică, care nu trăda, dar care credea în dreptul divin al majestății imperiale și era o credincioasă habotnică. Cum e mai rău, știi? Da. Bun. Și urma von Witte, când a fost dat țarul jos și a, cu concursul armatei, n-a fost sprijinită în armată, von Witte a fost arestat și urma să fie judecat. Numai că a murit în detenție, în timpul acestei guvern democratic al lui Kerensky, iar toate documentele privind această intenție criminală de desființare a României, domnule, nu avem acces la ele, pentru că accesul și în momentul ăsta în arhivele rusești este absolut interzis. De exemplu, nu știm dacă țiitoarea lui Carol al II-lea, celebră Duduie, era sau nu agent al NKVD-ului, al securității sovietice. Se pare că da. Și multe altele. Nu vom ști istoria reală a acestei țări până când nu vom avea acces la arhivele rusești. Deci am început acest război trădați. Franțuzii iar ne-au promis că o să atace în sud. Era la Salonic, în Grecia, o armată a lui Sarai, care trebuia să atace, dar care era slabă, pe care generalul Sarai nici n-a vrut să ia comanda, că a zis că, domnule, sunt trupe atât de slabe, care s-a și a dat boleșnița până ea. Deci, noi am salvat armata lui generalului Sarai în loc ca el să ne salveze. Au intrat bulgarii în război și au sârbii, practic, care erau extraordinar luptători și i-au făcut praf pe unguri. Praf i-au făcut. Dar după aia ungurii au omorât unul din patru sârbi. 25%, nu se vorbește de asta. Unul din patru sârbi. Ei, practic, România a avut un noroc chior. Un noroc chior. Și după ce s-a făcut toată chestia asta, rușii, care au vrut să ne păcălească, mai puțin țarul, au fost păcăliți de către Wilson, că Wilson, care avea un prieten nedespărțit, un colonel din sud, texan, dar care avea tot niște prieteni care erau mari bancheri americani, care bancheri erau prieteni cu unchiul lui tovarășul Trotsky, zis Bronstein, Leva Bronstein, culmea, ăsta a fost la Odessa coleg cu bunicul meu patern, Leva Bronstein. Și care Leva Bronstein avea un unchi matern mare, bancher european.
care mai târziu au făcut Uniunea Sovietică tot felul de afaceri. Că Lenin venind a primit bani și de la nemți și de la bancherii americani care îl urau pe țar din motive că a persecutat nu știu ce rude de ale lor. Și uite că și conjunctura toată, asta a favorizat în toată nebunia da. Asta de unde trebuia să dispărem de pe harta da. Lumii am ajuns să ne creștem cu cel puțin mai mult de o treime suprafața și populația și nouă și Poloniei. Deci ce a făcut domnul Wilson? Domnul Wilson în timp ce Republica Rusă a lui a Revoluției Burgheze a lui Kerensky lupta pe front, avea planul care se găsește acum în biblioteca cele americane de împărțirea Rusiei în 5 țări. Dom'le, a fost, dacă vrei, un dans al curvelor politice, știi? Da, între ghilimele. Dar noi am primit și Polonia, deși Wilson era cu naționalitățile, un teritoriu care a dus să avem 25% cetățeni străini, etnic, ca și Polonia, și ca și Polonia am primit ieșire la mare, urmând să fim elemente ale cordonului sanitar împotriva bolșevismului. Extraordinar. Și numai că, vezi, tot fiind noi cordon sanitar împotriva bolșevismului, am rămas cu fiara asta bolșevică, care până în... Deci, toți cei 20. Din Basarabia care erau cât de cât conștienți știau că o să vină ăștia și o să omoare tot și o să distrugă. Că bunicul meu era din Basarabia, era prieten cu, chiar pe malul Nistrului avea conacul, și era prieten cu un capitan de grăniceri care spunea, băi, ce faci cu băiatul tău, cu taică meu? Zice, cel mai bun lucru este să-l pregătești învățător, pentru că un învățător are totdeauna ce trăi, nu atrage atenția și se strecoare. Exact. Numai că a greșit, pentru că, de exemplu, învățătorii din Basarabia au fost toți lichidați, pentru că erau factori de românizare. Da, românism. Totuși, preoții și învățătorii. În contextul a ceea ce ne-ați explicat până acum, v-aș întreba, în legătură cu o eventuală unire cu Republica Moldova, pentru că în 1990 s-a pierdut această oportunitate. Era o oportunitate fantastică atunci. Credeți că în momentul de față s-ar putea să existe pârghiile legitime, politice, economice, ale contextului internațional în care Rusia este un factor de influență deosebit în privința realizării unirii cu Republica Moldova sau e un vis irealizabil? Deci tot ce se petrece la ora actuală practic se face prin coordonarea a doi actori, rușii și americanii, care oricât s-ar certa, oricât s-ar război pe terțe teritorii, ajung la împărțiri, cum a fost prima Ialta, a doua Malta și ce-o mai fi. Acum cu Basarabia, dacă îl citești pe Constantin Stere, care a fost un mare român, care a condus universitatea, sigur, care a fost o figură mult prea puțin prezentată ca importanță în cultura românească, de exemplu, de centenar ar trebui dezvoltat ce s-a întâmplat cu Constantin Stere, care a murit la, cred că la Bucov, lângă Ploiești, și care are niște texte care acuză guvernanții români care s-au comportat în Basarabia alipită mai rău decât într-o colonie. Adică, sigur, suntem acum foarte supărați de cum suntem tratați de către reprezentanții diplomatici ai surorilor și fraților noștri musculoși din Uniunea Europeană. Dar ce porcărie am făcut noi în Basarabia? Noi, România, vechiul regat, și am trimis toate scursorile umane. Deci chestia asta este de neiertat. Sigur, este un moment solemn
centenarul. Dar să nu uităm și postiile și porcăriile care le-am făcut. Să ne asumăm și pasivul și activul. Da. Exact ca la o... Iar trădările în armată, dom'le, deci vreau să spun că după ce a fost ce a fost în Dobrogea și s-a cedat Bucureștiul, atunci a spus mareșalul Averescu, care era și om politic, poate da, nu de mare anvergură, și el basarabean, da, ci care a lăsat celebra vrem Basarabia, dar fără basarabeni. Dar apropo de corupție și apropo de ineficiență, a zis românilor le-au căzut solzii de pe ochi. Apropo de cum au fost conduși. Da, și iată că după atâția ani, chiar acum câteva zile, într-un raport al Comisiei Europene, este criticată modalitatea prin care România duce la îndeplinire această luptă a îndeplinirii reformului justiției, a marii corupții, nu, și așa mai departe. Nu. Justiția, dacă vorbim de justiție... Justiția în forma în care a existat până acum era, de fapt, o sculă care nu servea legea, care deci contrazicea Constituția și care servea interesele străine ale stăpânilor noștri din Uniunea Europeană. Ceea ce nu este admisibil. Avem și o soluție în momentul de față. Da. Politica externă ar putea să fie altfel, cum da, să spun, sigur că da, recondiționată, că vreau să spun în sensul că putem avea și noi un cuvânt de spus. În Uniunea Europeană au intrat mai multe țări din fostele comuniste. Da. Ungaria, plină de demnitate, cu o populație care a sprijinit Polonia, masiv iată că deja ei, președintele, da, care s-a prezentat 60% la vot și l-a votat asigurându-i. Polonia, care a ajuns la un conflict da, major. European, da, Parlamentul European. Polonia care... Uiscând suspendarea, știi, da, foarte bine, 6 luni, de a avea un vot în cadrul da, Parlamentului sunt European. Sunt suspendați, da, dar ei își apără în suveranitate, felul ăsta suveranitatea unei și țări ne amestec un treburi care interne, a fost făcută, de 3 ori a fost împărțită între ruși, nemți și austrieci, care nu uită chestia asta. Și mai avem Cehia, care, cum să spun, fără să intre, a pierdut Slovacia, cum trebuia și noi să pierdem în 90 Transilvania, că există hărți. Da. A existat un șef al Marelui Stat Major și un șef al Serviciului Secret al Armatei, care și-a riscat viața făcând publice acele hărți, pe unde a apăruse și o republică țigănească. În Oltenia, știți? Da. Asta. Știu, știu. Deci alea le-a gândit cineva și nu le-au gândit în România. Da, e foarte adevărat. Da. Însă... Deci cehii da, au zis, domnule, fără trupe străine și fără instalații militare non-cehești în, în Cehia. Din punct de vedere a perspectivei dumneavoastră politice, v-ați gândit în 2020 să candidați? Pentru că, vă spun sigur, șansele de a mai... dobândi un mandat de deputat sau senator sunt maxime, adică nu se pune problema. Și în fine, și ultima întrebare. Pot să citesc? Pentru că faceți parte da, din Comisia de Cultură, Mass Media și Identitate Națională. Un minut. Ce le-a spune cetățenilor români care în momentul de față ne privesc în legătură cu acest eveniment extraordinar din viața statului român, centenar? Deci, apropo de prima întrebare, da, o să citez un proverb japonez care zice așa, întâi o să vi-l spun da, în engleză, că eu în engleză îl știu. Say tomorrow and the devil will laugh. Spune mâine și diavolul va râde. Asta e unul. Ce le-aș spune concetățenilor mei apropo de 100 de ani de România? Cred că templul românismului este în sufletul fiecăruia dintre noi, nu în cruci monumentale, nu în manifestări mai mult sau mai puțin formale, și așa cum Dumnezeu trebuie să fie în sufletul nostru, așa și România trebuie să fie în sufletul nostru și în tot ce facem trebuie să ne gândim la frații noștri români, buni, rei, așa cum sunt, dar sunt frații noștri, și la această țară pentru care multe generații au vărsat sânge. Au fost și mulți bandiți și mulți excroci, dar și mulți care au vărsat sânge adevărat.
Și totuși ne-am păstrat identitatea națională. Doamne, e o mică minune. Uite, suntem aici și că nu mi-e frică prea tare. Îmi dau seama că nu e bine ce spun în bună parte, dar să spun ceea ce spun. Vă rog. Păi nu, ce am spus? Da. Bun, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, domnului deputat Nicolae Bacalbașa, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru extraordinare lecții de istorie pe care ni le-ați prezentat în legătură cu factorii care au, factorii politici și militari care au determinat, practic, unirea, așa cum a spus dumneavoastră, total neconformă cu ceea ce ni se pregătea nouă ca stat, cu împărția României. Și totuși să privim cu ochi bun viitorul României, să credem că, și aici în legătură cu doctorii, o singură întrebare, pentru că sunteți medic. Credeți că este vreo șansă ca medicii români să rămână aici și să nu mai plece? Domnule, medicii români, acum, indiferent de ce urlă, sunt foarte bine plătiți. Și aici și acolo. Domnule, e și muncă grea și muncă calificată, în mod normal pentru munca asta. După părerea mea, gata Ciubucu. Da, așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie și așa cred că trebuie făcut. Și doi, totuși, trebuie să existe un sentiment de responsabilitate socială. Trăiesc aici, dacă sunt bine plătit, trebuie să-mi respect munca. Corect. Mulțumesc mult, domnule deputat, mulțumesc telespectatorilor care ne-au urmărit în această seară. Sper că nu v-am dezamăgit niciodată. Domnul Bacalbașa este o prezență deosebit de, pot să spun, conștiincioasă și care nu face altceva decât să scoată în evidență, în mod sincer, cele mai importante probleme pe care societatea românească le are în prezent, dar și o extraordinară expertiză pe plan istoric. Ne revedem luna viitoare la aceeași oră. Bună seara!